România a avut cel mai mare buget pe apărare din toți anii și a cheltuit cel mai puțin din toți anii. Nu ne-a venit să credem. Nu ne-a venit să credem nu numai acest lucru, ci pur și simplu și faptul cum au ascuns această preluare din buget, că pur și simplu s-a făcut uh, total netransparent. Eu, ca parlamentar, ca om implicat nu în conducerea de... Comisiei de Apărare, nu am știut, la fel ca și ceilalți parlamentari, din opoziție cel puțin, că prin fondul de rezervă al guvernului a fost preluată o bucată din bugetul Ministerului Apărării Naționale. Și discutăm despre 7 miliarde de lei. Discutăm despre valori care ating 1% din PIB-ul României. Deci au folosit ministerul acesta ca pușculiță și în momentul în care trebuiau să facă rectificarea bugetară, adică o procedură firească, instituțională, în care să arate României întregi, luăm de la ministerul ăla și ducem la ministerul celălalt, luăm suma aia de acolo și o ducem dincolo, o facem așa, 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 i-au luat tot și au băgat în buzunarul primul ministru fondul de rezervă. Doamne, doamne Rugin, asta este o abominație, o, 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 abominație, o abominație politică punct. și <laughs> pentru că până la urmă nu știi cât a intrat în buzunarul primului ministru și mai ales nu știi cum au plecat și pe ce considerente au plecat banii de acolo, pentru că România era rămas cu zero fonduri în zona respectivă la finalul anului. Deci o bucată de PIB al României în momentul de față și la momentul respectiv este gestionată discreționar de un lider sau de doi lideri de partid. Da.